de un om care a locuit lungă parte din viața sa într-un deșert numit Hozeba. Hozeba, da. E o poezie frumoasă din care veți învăța ce înseamnă responsabilitatea. Tocmai de aceea am ales-o pentru voi. O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui, scris sau grai, de pilda ce la alții dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta întoată, căci gândul care scris sau spui s-a dus. În veci nu-l mai adun și vei culege roada lui. Ori viu, ori mort odată, ai spus o vorbă, vorba ta. Mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța musăria de dragoste sau ură. Scrie un cuvânt, cuvântul scris. Apropo de ceea ce spunea doamna Henrietta Szabo, de ceea ce este un scriitor. Aici puteți vedea responsabilitatea unui scriitor. Scriu un cuvânt, cuvântul scris. Este un leac sau o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă drum deschis spre o cară sau slavă. Ai spus un cântec, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție, lăsând în inimă rogul tău de har sau de rușine. Arăți-o calea ta, în urma ta nu piere, e cale bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, la pace sau durere. Trăiești o viață, viața ta e una numai una, oricum ar fi, tu nu uita. Cum ți-o câștigi, vei câștiga, ori fericire pe vecie, ori timp pe totdeauna. O om, ce mari răspunderi ai! Tu vei pleca din lume, dar ce ai spus prin scris sau grai, sau lași prin tinda care o dai, pe mulți, mereu o să-i îndrume. Deci nu uita, cu grijă și cu teamă, să lași în inim luminos, un semn, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoios,